Tragedie la o stână aflată la limita județelor Suceava și Harghita. Un urs a coborât din munte și a ucis o vacă. Doi păstori au plecat în urma fiarei. Voiau să facă o fotografie cu ajutorul căreia să demonstreze proprietarului cum au pierdut animalul. Încercarea lor s-a sfârșit însă dramatic. Unul dintre ei a fost ucis de animalul sălbatic, iar cel de-al doilea a suferit răni grave. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Hai să o dăm așa pe lângă. Numai o secundă. Merge așa? Hai, o leagă mai sus, te rog frumos. Hai, hop. E protejat. Pierdere de sânge, nu mai știu. Hai, vorbește cu noi, vorbește cu noi, da? Mă auzi? Aud, aud. Așa, foarte bine, vorbește cu mine. Vorbește cu una, nu mai fost. Hai, foarte bine. Ursul l-a mușcat pe bărbatul din imagini de față și de abdomen. Trei degete au fost amputate în lupta cu fiara. A fost găsit de un echipaj de salvamontiști de la Vatra Dornei, după ce un coleg rămas la stână a dat alarma. Despre un al doilea cioban dispărut încă nu se știe nimic. E pădure mare. Drumul ăsta trebuie să luat. Și este un drum la stânga și unul la dreapta. Care? La dreapta, la stânga am fost coborât, am întâlnit cu domnul ăsta. Da. Ei au fost aici încă, o căuta. Zeci de pompieri militari suceveni, jandarmi, polițiști de frontieră, salvamontiști și lucrători silvici l-au căutat aseară pe tânărul dispărut la operațiuni folosindu-se inclusiv camere cu termoviziune. La miezul nopții, căutările au fost sistate și s-au reluat astăzi dimineață de la prima oră. La lumina zilei, salvatorii l-au găsit pe tânăr, din păcate fără suflare. O anchetă penală a fost deja deschisă în acest caz. Procurorii vor stabili cine se face vinovat de cele întâmplate, iar o comisie va stabili soarta ursului ucigaș.